Bună! Mă bucur să fiu din nou alături de voi cu un nou episod despre teoria celor cinci elemente în viață. Data trecută ne-am oprit la elementul foc, în trăirea sa negativă și anume în obsesie. Iar astăzi voi continua cu elementul lemn și cu elementul apă, care au ca și trăiri, lemnul având trăirea Mâniei în versiunea negativă, iar apa având teama. Am să vă explic și astăzi cum anume se manifestă această trăire în elementul lemn și apă, și totodată, dacă timpul îmi permite, vreau să trec și la felul în care pot fi oprite aceste manifestări, în sensul în care să întoarcem. Cealaltă manifestare, mai mult spre varianta pozitivă pentru poate toate elementele. Dacă reușesc cumva să trec într-un ritm nu mai grăbit, evident, și prin aceste două pe care le-am lăsat în episodul acesta. Am citit mesajele voastre, m-am bucurat mult că încet, încet se deschid orizonturile și pătrund elementele și în viața voastră, adică. Vă dați seama despre ele, felul în care uh, se manifestă, felul în care pot fi percepute, fiindcă ele existau dintotdeauna, doar că oamenii n-au avut uh, o astfel de cunoaștere la îndemână sau n-au știut cum să o vadă prin prisma elementelor uh, toată această viață noastră. Și uh, aș vrea să fac câteva anunțuri până vă pregătiți și voi. Uh, poate foile sau desenele ca să veniți cu completări asupra lor. Vreau să anunț că s-a deschis cursul, mai multe cursuri online, și anume tehnici de citire a chipului. Astăzi s-a deschis cursul, în 1 februarie, 1 martie, timp de o lună puteți parcurge cursul pe platforma soada.ro. Vă fac fișele după fotografiile pe care o să mi le trimiteți și astfel o să puteți urmări cursul. În ritmul vostru, ca să vă și descoperiți trăsăturile faciale și tiparele comportamentale, mai ales din modulul 1, unde acolo discut și despre uh, cele 5 elemente văzute pe chipul vostru, descoperindu-vă astfel și elementele de pe chip. Tot uh, de luna aceasta se deschide și uh, cursurile în uh, sfera, să zic așa, a simbolisticii. Și anume, simbolurile din tarot, studiul arcanelor majore prin tarotul de Marsilia, care va începe pe data de 15 februarie până pe 15 martie. Este deschis acest curs, timp în care puteți parcurge în ritmul vostru. Și un alt curs, atelier de etalare a cărților de tarot Pandora Lenormand sau cursul îl puteți regăsi sub numele de Pandora Lenormand. Este un seminar curs pe care l-am lansat recent în care explic arhitectura subconștientului, cum anume poate cineva să-ți pătrundă în anumite case din subconștient, unde acolo, dacă nu ai luat la cunoștință și nu le-ai văzut cumva la tine ca și cum ar exista sau în fine la ceilalți oameni. Cu toții avem 36 de case pe care eu așa le-am intitulat în subconștient, unde dacă nu le știi sau nu ai luat la cunoștință cu ele, pot foarte ușor evenimentele sau alți oameni să pătrundă în acel domeniu al vieții, ca să fiu mai explicită, unde puteți fi foarte ușor manipulați, foarte ușor, eu știu, duși pe căi greșite, și dacă sunteți interesați, despre asta este vorba. Adică, atunci când spun tarot, nu spun altceva decât a cunoaște psihicul uman. Felul în care funcționează, felul în care poate fi cunoscut, atât al tău cât și a celorlalți din jurul tău. Mai mult de atât, nu se învață la tarotul predat de mine. Și, totodată, aș vrea să vă anunț că. Uh, și Eduard are un curs de numerologie care va începe în aprilie, pe o durată de aproximativ 6-8 luni. Un curs complet desfășurat pe 9 module, și va fi tot online pe Zoom, unde va forma numerologi, uh, pe care îi va îndruma ulterior să-și dezvolte această artă și să dobândească talent în interpretarea tuturor numerogramelor pe care le vor întâlni în decursul vieții lor. Acestea fiind spuse, până nu încep, aș vrea să vă reamintesc că locurile la lansarea de carte sunt aproape ocupate toate, pentru toate orașele. Așadar, cei care încă poate se gândesc că au șansa când se apropie, adică în luna martie, Vă dau doar așa o veste, să știți că ele sunt aproape toate ocupate. Intrarea fiind gratuită, este și normal să fie așa. Dacă cumva nu v-ați rezervat locul, puteți intra tot pe soada.ro unde găsiți și aceste evenimente programate, cât și uh, turneul de lansare care va fi uh, pe, toata, uh, pe toată perioada lunii martie până la începutul lunii aprilie în 10 orașe din țară. Cartea se numește Confesiuni din Templu. Și în câteva zile am să o primești și eu, cald așa de la tipografie, să vă o prezint măcar aici, aici în fața voastră și să vă spun măcar cuprinsul ei că sunt convinsă că o să fiți atrași poate astfel de subiectul sau subiectele dezbătute în acea carte. Mergând mai departe, aș vrea să vă... Răspund și la câteva întrebări, dar cred că cel mai bine va fi momentul când am să deschid elementele și am să încep să le expun, așa cum va se vor lega și răspunsurile la întrebările pe care le-am găsit în comentarii. Facem o scurtă recapitulare. Elementul apă, lemn, foc, pământ, metal. Apa Hrănește lemnul. Lemnul hrănește focul. Focul hrănește pământul. Pământul hrănește metalul. Metalul hrănește apa. Apa stinge focul. Focul topește metalul. Metalul taie lemnul. Lemnul deranjează pământul. Pământul murdărește apa. Sunt denumiri care se mai folosesc în în începuturile, să zic așa, limbajului prin teoria celor cinci elemente, adică un limbaj mai, mai de bază cum poate fi înțeles aceste elemente. Se mai spune așa că apa hrănește lemnul sau să zicem natura. Natura, la rândul ei sau lemnul, hrănește focul, adică îl, su îl menține sau îl susține, sau generează foc. Mai departe, fiindcă dacă pui lemne pe foc, focul rămâne susținut. Focul după ce arde lemnele se transformă în cenușă și hrănește pământul. Pământul la rândul său prin felul în care creează sau se creează în el modificări, generează metal. De aceea este și cuvântul acesta generare cu albastru. Iar metalul, la rândul său, prin transformările pe care le face, hrănește sau generează în elementul apă toți nutrienții sau toate acele minerale, ca să fie astfel cumva cre creionată sau de descifrat și acest element. Dar acestea sunt denumiri prin care tu, ca om, poți să vezi aceste forțe, cum le-am numit eu, de viață, doar la nivel de de natură, adică iei apa, pui peste floare, crește floarea, rupi crengile de la floare, pui un foc, iată, ia foc mai tare focul sau îl susții. Focul, după ce, se, după ce arde ceea ce ai pus pe foc, se transformă în pământ mai mult. Pământul, la rândul său, uite așa tot așa mai departe, ceea ce, pe de o parte, oamenii înțeleg poate mai ușor astfel elementele, dar te limitează. Te limitează fiindcă nu vezi, de fapt, foarte bine uh, manifestarea acelei forțe despre care spuneam, ci te vei limita strict la apa ca atare, adică cea pe care tu o vezi cu ochii tăi umani, și nu la energia ei, sau cum am spus-o eu și am numit-o forța ei. Fiindcă forța nu poate fi văzută de la fiecare element cu niciun fel de simț, da? ci toate simțurile tale la oaltă pot detecta manifestarea acelui element, fiindcă nu s-a găsit, și am să repet de fiecare dată, poate așa, rămâne în mintea umană ceva mai apropiat de manifestarea acelei forțe decât apa în sine sau lemnul în sine, ca idee din natură. E ca și cum, să spunem așa, ai simți o forță în jurul tău, nevăzută, și nu știi cum să o numești. Și nu poți decât cu mintea ta umană să cobori la nivelul tău uman manifestarea acelei forțe și să o încadrezi din, în, să zicem, televizor. <laughs> și o să numești acea forță de genul televizorului. Cam asta ar fi. Ideea de bază cu cele cinci elemente. De aceea, foarte mulți oameni se opresc doar strict la apă, apa care o văd sau lemnul, lemnul pe care îl văd. Nu-i vorba despre asta. Alții nu mai spun că iau apa, lemnul, pământul le mai amestecă, crezând că vor genera ceva anume, dar este complet eronat să fie privit lucrurile astfel, pentru că vorbim de un, hai să spunem așa, de un duh, ca și cum ar fi, dar nu în sens ezoteric sau ocult. Adică de o energie, de o manifestare, de un fel de a fi al vieții. Cinci feluri de a fi ale vieții, dacă vreți, au fost denumite coborâte la mintea umană, fiindcă ele sunt mult mai superioare nouă și neavând alt limbaj mai asemănător, astfel au fost numite ele. Și trecând prin această recapitulare. O să ajute foarte mult să mai privim o dată astfel și verbele. Pentru a lega discuția noastră de astăzi, a fi, o să iau doar primele de sus, că sunt câte două aici așezate. A fi hrănește a face. A face hrănește a simți. A simți hrănește a avea. A avea hrănește a deveni. A deveni hrănește acel a fi. A fi, să zicem așa, menține sau poate chiar distruge a simți. A simți poate menține sau controla sau chiar distruge acel a deveni. A deveni poate menține acel a face sau îl poate distruge. A face poate menține sau controla acel a avea sau îl distruge. A avea poate menține, menține egal sau sinonimul la menține este în acest caz și a ă, controla acel a fi, a avea controlează acel a fi sau îl poate menține, a avea acel a fi. Denumirile acestea te ajută ca să vezi felul în care poți controla viața ta sau sentimentele tale în acest caz sau cum le poți chiar distruge. Distruge este iarăși foarte plastic spus, fiindcă niciodată nu poți distruge complet un element. Elementele sunt ca și, să zicem așa, toată viața care există pe această planetă, faptul că este aer, apă, pământ, păsări și așa mai departe. Acestea sunt aspectele care definesc însă și viața. Și tu dacă cumva, să zicem, dai într-o pasăre sau vrei ieși la vânătoare sau dai un copac, nu înseamnă că ai distrus toată natura. La fel și aici când se referă la a distruge un element sau al eu știu, al controla sau chiar al distruge, nu îl nu pui dinamită complet, nu-i nu, -i, nu -i faci o explozie, ci pur și simplu dai deoparte prin această forță sau prin această forță ceea ce apare ca surplus. Atunci când există un exces de element, exces de lemn, de exemplu, sau exces de apă, tu vii cu celălalt element prin săgețile interioare și ca și cum ai fi un arcaș dintre acela, ca și țintă, așa mai spargi din uh, această bulină ca să revină la, o, la un echilibru, să nu stea în exces. Hai să mergem mai departe cu celelalte verbe. A înțelege generează, dacă vrei, a crea. A crea generează a se emoționa. A se emoționa generează a hrăni. A hrăni generează a perfecționa. Și a perfecționa generează a înțelege. Aceste verbe pe care le vedem aici, vom folosi aceste verbe pentru a deschide discuția mâniei care se află ca și trăirea negativă la elementul lemn și teama de la elementul apă. Și am să iau acum emoțiile negative ca să le vedeți aici. Teama susține sau generează mânia. Mânia generează obsesia. Obsesia generează îngrijorarea. Îngrijorarea generează mâhnirea. Mâhnirea generează teama. Cu alte cuvinte, teama hrănește mânia pe care tu o ai ca potențial. Pentru că am spus că atât mânia cât și pasiunea, adică și emoția pozitivă și cea negativă există în fiecare om. Depinde ce lup hrănești. Și încep de aici, ca să am un început. Teama pe care tu o ai hrănește mânia pe care tu o ai deja acolo, adică începe și o scoate la iveală. Mânia hrănește obsesia. Fiecare o mare o doză de obsesie, dar este redusă la tăcere foarte mult. Dacă are mult entuziasm, evident. Dar dacă te nervezi la moment dat și ai multă furie în tine, va începe să hrănească, să genereze obsesia din tine. Obsesia hrănește sau generează îngrijorarea. Îngrijorarea hrănește mâhnirea. Și mâhnirea hrănește teamă. Fiecare om are în sufletul său și un pic de teamă, și un pic de mânie, și un pic de obsesie, și un pic de îngrijorare și un pic de mâhnire. Dar, atunci când unul din elemente se dezechilibrează, și din emoțiile acestea pozitive care și ele există în fiecare om, să zicem că un element se dezechilibrează. Să spunem că este, nu știu, metalul. Din această compasiune de la metal se întâmplă ceva cu acest om. Mediul din exterior de tip metal nu mai e de tip compasiune, ci e de tip mâhnire. Să dăm bine acum, hai puțin, pe mediul exterior. Ceva din jurul tău. Vezi în jurul tău că oamenii sunt mâhniți, sunt întristați. Și tu erai în elementul tău metal foarte ok. Erai plin de compasiune dar a reușit să pătrundă forța de viață ca și manifestare în tine și să schimbe din compasiune, să răsucească sufletul tău în acel moment și să te trezești cu mâhnire. Ești și de aici, mâhnirea începe și hrănește, pentru că ciclurile se manifestă în mod constant, în mod constant, doar dacă pui o picătură ca la cerneală aici sau aici sau aici, Adică se întoarce moneda invers, începe și hrănește ca și cum ai turna acum în stația de apă a orașului un pic de, nu știu, o travă sau ceva murdărie acolo și începe și curge prin toate țevile, pe la toți din casă, neavând filtre. Că e bine omul să-și mai pună filtre, atât la ape cât și în sufletul său. Acele filtre ajută să nu pătrundă din mediul exterior mâhnirea altor persoane dacă tot despre asta vorbim, sau alte evenimente dintre acestea așa posomorâte. E și un pic de măhnire dacă te cuprinde și te-a prins într-un moment, intră în elementul tău metal, pe care tu l-ai ca forță de viață și în tine, și iată mâhnirea vine și pune picătura peste teama pe care tu ai ca om. Și teama la rândul ei începe și crește, crește și începe și hrănește mânia ta. Mânia ta la rândul ei a prins gustul versiunii negative, începe și crește. Dacă nu pui un filtru sau o frână la un moment dat, o să ajungă și aici și hrănește picătura ta de obsesie și începe și crește și crește și obsesia. Obsesia la rândul ei se revarsă, sunt ca două gălezi din fiecare emoție și depinde în care găleată, care găleată e hrănită. Ca învâltori, începe și se învârte exact tot acel proces. Începe și să hrănești îngrijorarea. Apoi, fiind un om îngrijorat, începi și să hrănești picătura de mâhnire. Nu mai spun și așa. Cu teama ta, tu menții și obsesia ta. Cu obsesia ta, tu menții și mâhnirea ta. Sau poți spune și altfel. Cu multă teamă, dacă vine așa, spargi obsesia. Adică o poți distruge cu multă frică. Oamenii când fac ceva din foarte multă teamă, își pot învinge obsesiile, dar asta ar fi în versiunea negativă. Obsesia la rândul ei poate să distrugă mâhnirea sau supărarea și atunci fiind într-o obsesie foarte mare, chiar dacă aveau și mâhnire în tot procesul acesta ei și-au -au spart supărarea, cum ar fi. Adică nu se mai simte ca și cum ar lua o doză de drog. Când există mai mult într-un element sau acel element se manifestă foarte tare, începe ca un drog și mai elimină din, să zicem, trăirea aceea negativă și sparg mâhnirea. Mâhnirea la rândul ei, când este în exces sau supărarea, taie din mânie. Iar mânia când este în exces, când omul se nervează foarte tare, își mai taie din îngrijorare. Dar după aceea, când se liniștește, e ca un om beat. Știi acele momente când tu ești nervos și ai nerv în tine, am nerv, am nerv. E un uh, comediant uh, pe care eu îl apreciez foarte mult pe Doru Octavian Dumitru și are el acolo la un moment dat un video sau, să zicem așa, niște momente foarte nostime unde povestește exact așa, am nervi, am niște nervi. Cam așa e și omul acesta, are niște nervi. Și e mânios, dar la un moment dat atât de tare poate să nerveze încât se risipește și îngrijorarea. Nu mai îngrijora, s-a enervat, s-a descărcat. Dar când se liniștește că s-a umflat cisterna cu mânie și a explodat și a dat și unde a dat direct și în îngrijorare, dar și-a mai hrănit și obsesia între timp, da? pentru că aici când se sparge cisterna cu mânie când e foarte mult, ea țâșnește -și, și aici și aici deodată. Și atunci aici vine și mai din îngrijorare, dar își amplifică și obsesia. N-ai să vezi decât așa un om care e plin de nervi, la un dat îi bubuie ceva în el și e ca un nebun, nu? Că începe și nebunește, e plin nebunie aceea sau obsesia aia dar nu mai are îngrijorare. La fel, când se umple continui prin această manieră cisterna de îngrijorare, vai de mine, vai de mine, de eu am de tine, dar am vrut să pun mâna pe tine, dar unde ești, dar de ce ne ai venit acasă, de eu m-am gândit la tine. Și începe așa o, o chestie foarte agitată, își șterge din teama pe care o are sau o mai uh, face explozie cumva către ea, pentru că așa, aflând noutăți, îngrijoratul, Alo, dar cum ești de aici bine? Își mai taie din temeri. Când un om intră așa într-o stare maximă de îngrijorare, începe și caută vești. Veștile pe care le primește și vrea de oricare, numai să fie vești și bune și rele, numai să afle că aici vreau să am, am, că e verbul avea, vreau să am vești, vreau să știu cum ești, vreau să știu să am, să am, să am. Un telefon de la tine, adică un apel. Vreau să am o vorbă bună, vreau să știu dacă mă iubești, dar sigur mă iubești, dar sigur vrei să ne căsătorim. Dar de ce nu mai căuta, dar de ce nu mai sunat sau la copil? În fine, când aici se umple, cisterna începe și mai ia din teamă. Pentru că asta e modalitatea de a se liniști îngrijoratul, dar cu ocazia aceasta. Își mai ia din temeri. Dar ce face în același timp? Fiind în exces de îngrijorat, el mai sparge din teamă, dar mai umple din coace mâhnirea. Și când se liniștește, va avea, va avea din nou teama respectivă, dar și mai mâhnit va fi. Mâhnit putem traduce altfel ca sinonim, e supărat, e întristat. Fiind la un moment dat foarte întristat și, eu știu, așa, pus și totul groaznic, ceva de genul acesta, totul cata gata, nu mai viața asta, nu mai are niciun sens. Mâhnit profund, atât de tare se umple și cisterna asta la un moment dat, încât bubuie sau butoiul cu mâhnire se sparge și și ea din mânie sau din furia aceea. Plânge aici, asta înseamnă că se sparge, din acel crispat și mâhnit și nimic nu-i convine și atâta nu-i convine și atâta se scârbește și e vai și lumea așa și oamenii sunt așa și s-au umplut totul până aici și până aici așa, s-a împietrit complet, la un moment dat începe și se sparge și se manifestă și mâhnitul, plânge, eu știu, în cel mai rău caz de și a viața, nu mai știe cum e și s-a mai dus din mânia aceea. Nu mai are atâția nervi aici se mai simțea doza aia de nervi la măhnit, dar aici începe și, și a spart din mânie. Și el spune, măcar nu mai sunt nervos, am plâns, m-am descărcat, dar nu în sens pozitiv, că o, e bine să plângi, ci într-un sens dintre acela în care nu mai poți și și în timp ce plângi, tu nu simți pace și iertare și eliberare, ci începi să plângi și să te vaiți, continuând să-ți dai seama cât de apăsătoare este viața, societatea, situația respectivă și atunci îți mai iei din mânia pe care o simți. Dar în același timp, după ce te liniști, nu uita că atunci când ai explodat aici, ai hrănit mai multă teamă. Cu cât se umple butoiul cu mâhnire și la un moment dat se crapă și se duce, o să ducă și aici și ai să te simți mai bine. Dar în același timp îți vei umple butoiul cu teamă. Care, evident, va hrăni din nou mânia și tot așa. Când ai foarte multă teamă, despre asta am vorbit. Când ai foarte multă mânie, când ai foarte multă mânie și nervi. A, și despre. Așa, la obsesie, cred că asta n-am spus. Când ai foarte multă obsesie și nu mai pot, și. Uh, aici mai sunt și femeile acelea care se bucură, dar și bărbați mai sunt. Iau să, să, cu începutul, se bucură că există un obsedat care umblă după ele sau se plâng dacă celălalt nu e la fel de obsedat ca și ea, adică nu o caută în mod obsesiv. Și ce înseamnă în mod obsesiv? Așa, să umble după tine, să fie disperat bărbatul după tine, să nu mai poată după tine, să-l vezi că vrea să-și dea și viața așa, fără niciun sens pentru tine. Acțiuni dintre acestea mari, necugetate, drastice, așa cumva ca și cum am ajuns până în departe în univers, în alte lumi și înapoi, până la Dumnezeu și înapoi. Îl pune să jure pe icoane, pe ce vrei tu, că eu sunt singură că sunt a ta și alta, nu mai e în sufletul tău și nici în mintea ta, adică are așa niște comportamente care duc către extreme. Tot aici mai sunt și bărbații cu foarte mult obsesii, care și ei nu mai pot, încep deja și vin, poate să aibă obsesii și față de copii, care nasc naște evident acea îngrijorare și controlul excesiv asupra lor, cu cine umblă fata mea, dar de ce nu mi-ai zis cu cine ești, dar vin acasă și una e când e una neglijată. Mă refer în ca, cea care neglijează familia și chiar nu dă niciun raport, dar când ai o fată sau un băiat care își vede de viața lui și a crescut și tu încă ești așa de obsedat, după acea fetiță sau acel băiețel care a crescut și deja ar trebui să își poartă de grijă, iată că și acolo se pot manifesta și când se umple butoiul cu obsesie și începe să ardă aici și bubuie butoiul, mai ia din supărare și din mâhnirea pe care tu o simți că a crescut copilul sau că nu -a, totuși nu m-a căutat sau nu mă iubește, era supărată. Dar tu aici în marea ta obsesie ai să simți o relaxare, nu mai ești așa supărată când te manifesti. S-au supărat când te manifesti. Dar când te liniștești, o să începi să te îngrijorezi. Și cum vine îngrijorarea? Vai de mine ce am făcut. Da, ce am făcut. Da, iartă-mă, da, te rog frumos, da, îmi cer scuze, da, eu nu mai fac așa ceva niciodată. Și aici, de obicei, oamenii se jură mult, promit multe, renoiesc, gata, sunt ca nou, de mâine nu mai fac așa ceva, nu, nu te mai sequestrez, nu-ți mai fac rău, nu te mai caut. Dar asta după ce s-a liniștit. Dar, în schimb, își încep și își hrănesc, hrănesc acea îngrijorare și uh, caută să-și liniștească îngrijorarea. Și uite, așa se declanșează circuitul nebuniei. Vreau să vă vorbesc acum despre <coughs> mânie, pentru că despre asta e vorba, dar am să vă mai fac astfel de demonstrații și uh, de câte ori o să mai am ocazia, fiindcă vreau să vă învăț și acest circuit, cât de important este să ai grijă. De o stare, adică oamenii pot fi în toate stările, nimeni nu spune să nu fii și îngrijorat, să nu fii și întristat, să nu fii și temător, și uh, furios sau mânios, nimeni nu spune să n-ai și, uh, și obsesia aceea, dar uh, problema apare când deja depășești măsura și măsura n-ai de unde să o știi decât urmărind propria ta viață și poți urmări în primul rând sănătatea ta, sănătatea psihică, sănătatea fizică, sănătatea emoțională, dacă luăm așa, care poate fi încadrată în psihoemoțional. hai să solo mai fel. În sens de sănătate. Apoi în sănătatea relațiilor tale. Apoi în calitatea vieții tale. Și urmărind acești pași, îți vei da seama care e măsura și unde ai sărit calul, unde ai depășit măsura în viața ta. Pentru că sunt oameni care cu doza lor, nu știu, de îngrijorare, o canalizează într-o manieră sau alta încât pot funcționa încă relațiile respective sau viața celui om nu e așa de distrus. Alții au mânie în ei, da? dar în felul acela, în cadrul vieții sale, în felul în care își gestionează mânia, încă și folosesc cuvântul încă, atenție, mai funcționează lucrurile. Omul cu temerile lui, făcând diverse chestiuni și având foarte multe temeri, încă mai poate funcționa așa, dar cu acel încă înseamnă picătura chinezească, care în timp începe și îți degradează, în primul rând, sănătatea și mentală. Și poți să să-ți dai seama din mici semne care se dau, așa încet, încet în viața ta și în felul în care mai ai luciditatea minții. În primul rând, luciditatea minții. Singurul loc unde om, omul trebuie să caute să fie liber este în propria sa minte. Nimeni îl poate încarcera în mintea sa. Corpul îl poate încarcera, îl poate închide, îl poate băga în eu știu, în închisori de toate felurile. Se poate încarcera într-o relație toxică. Dar mintea omului nu, nu poate încarcera nimeni decât propriile sale alegeri pe care le-a făcut în viață și cât timp a lăsat acea minte să fie afectată. Și locul unde te poți simți cel mai liber este în mintea ta și în inima ta. Dacă ai mintea împăcată și inima împăcată, mintea lucidă și inima iubitoare, poți să faci ce vrei tu. Dar dacă. Uh, te consolezi sau ai impresia că da, așa e o doză de entuziasm sau de curaj, măsoară aceste trăiri pe care le ai deocamdată, să zicem, în sens bun, urmărind ce se întâmplă și în jurul tău, cum, cum arată tot ansamblul vieții tale în momentul în care tu ai ajuns astfel. Pentru că te poți păcăli foarte mult, te poate duce de nas mintea ta spunând într-una că da, sunt bine și așa, știu să funcționez și așa. Oamenii mă iubesc și așa, mă accept și așa și toate aceste lucruri. Vreau să vă arăt o chestie foarte interesantă. La mânie, când scriu aici mânie, e altfel decât furie. Furia este o emoție. Din cele șapte emoții universale. Și furia, de regulă, una este emoția, sentimentul și alta este starea. Și cred că v-am mai spus asta, dar nu are nimic, chiar dacă mă repet, se învață mai bine. Emoția este de scurtă durată. Vine și pleacă. Este ca o furtună, ca o ploaie de vară. Acea emoție nu contează că e pozitivă, că e negativă. Dacă menții mai mult timp, o emoție, de oricare ar fi ea, mai mult timp, aici iarăși omul va observa în propria sa existență ce înseamnă mai mult timp o emoție să o menții. Pentru că timpul sau măsura iarăși este personalizată. Un timp anume pe care tu îl menții sau te menții în acea emoție, care e trecătoare, se transformă într-un sentiment. Oricare ar fi emoția. Sentimentul înseamnă că s-au prins niște rădăcini în inimă sau sămânța acelei emoții s-a înfipt undeva în inima ta și pentru că a prins un loc călduț începe și își face rădăcini sentimentul. Apoi, după ce a început să crească rădăcinile și se dezvoltă acel sentiment, la un moment dat se creează așa o atmosferă, un climat specific în jurul tău, e o climă. Ca și cum a crescut un soi de vegetație și s-a creat și s-au menținut un anumit climat. Și iată s-a transformat într-o stare generală sau într-o atmosferă generală din emoție, sentiment și stare. Și acum reiau această explicație folosind furia. Furia e o emoție. Toată lumea poate să aibă momente de furie. Se enervează, face diverse lucruri, se manifestă fiecare în felul său. Dar de unde vine furia? Că și furia trebuie să aibă o sursă totuși, o cauză. Cum de ajunge un om să se enerveze? De ce se enervează? Ca să vă explic starea, de la, ca să vă explic de la emoția furiei până la starea furiei care se numește mânie, de la A la Z, aș vrea să vedem de unde vine sursa furiei. Și o să mă folosesc de verb. Verbul de la lemn este a face, a crea. Dacă tu ești furios sau furioasă, chiar și în clipa aceasta, sau se întâmplă peste 5 secunde, sau te-ai enervat astăzi, este din cauza faptului că fie, două puncte, ai făcut ceva, sau cineva ți-a făcut ceva. La fel, fie că s-a creat o situație, fie ai creat tu o situație a face și a crea are totuși, ca și verbe de sine stătătoare, o energie a lor proprie. De ce face cineva ceva și de ce ar crea cineva ceva? De ce te pune tu acum să faci ceva? Orice. Uite, să, dacă nu sunt nevoi fiziologice care te îndeamnă, te mână. Apă, adică aer, somn și așa mai, mâncare. Nu despre nevoi fiziologice, umane. Și pur și simplu ai un impuls de a face ceva. De ce ai face acel ceva? Pentru că în mintea omului s-a pus o imagine. Știți acele diapozitive unde înainte puneai câte o imagine și priveai pozele? La fel și în mintea omului El stă cu mintea așa, blank, albă, așa, stă, ședie și stă, stă, ce faci? Te, te gândești la nimic, la, nu ai nicio idee nimic. Brușii, dintr-o dată, se așează așa o imagine în mintea omului și spune exact așa: Mi-a venit o idee. Când spui propoziția mi-a venit o idee, înseamnă că ideile vin de undeva. Oamenii de știință vor spune că din tot felul de conexiuni craniene, cerebrale. Neuronale și așa mai departe, dar nimeni nu poate demonstra chiar și așa de unde vine o idee. Unde-i mintea în creier? Și mai ales, unde-i mintea și de unde vin ideile? Și unde se duc ideile când nu le mai ai? Nu mă refer la uitare. Când nu mai ai idei, pur și simplu. Ideea în sine care îți vine, sub forma unei imagini, să zicem, cum am început cu diapozitivul, naște în tine o viziune. Ca și fata Morgana, dacă știi din deșert. Naște acea viziune. Ai un fel de flash, așa ca o secvență dintr-un trailer. Cum ar arăta acel moment dacă mi s-ar întâmpla? Cam așa cumva gândește omul, dar nu stă să gândească la chestiile astea. În adâncul lui, subconștientul său așa lucrează ce ar fi dacă ar arăta viața mea așa? Se spunem printr-un simplu fapt, brusc îi vine unui om o imagine în mintea sa cu... Dar nici n-a stat să gândească, că una e să stai să gândești și alta e să stai și atât. Să mă duc până în parc. și au venit de undeva. Nici planuri nu ți-ai făcut, nici nimic. Te-ai uitat afară, nu știu, într-un fel anume. Ai analizat așa situația și te pui și faci acest ceva, și anume te iei și te duci până în parc. Ce înseamnă că ai făcut? Ți-ai urmărit viziunea. Viziunea care apare în mintea unui om se numește așteptare. Inevitabil, adică ai așteptarea foarte umană ca ă, la un moment dat să ajungă acea imagine să o trăiești ca atare dacă se poate, să-ți depășească și așteptările, Corect? Și începi și faci acel ceva. Te îmbraci, te iei, te duci până în parc. Dar tu ai imaginea cu starea ta, nu doar așa, în parc, cu ce era acolo în parc, cu toată acea viziune pe care tu ai avut-o din cauza unei idei. Când ai ajuns la locul faptei, de foarte multe ori, dar de cele mai multe ori, dacă stai și îți analizezi viața, imaginea aceea, ca viziune pe care tu ai avut-o cu realitatea, nu corespund, nu se întâlnesc, nu sunt la fel. Și omul plecând de la momentul acela în care pur și simplu era în starea de a fi, stăteam și eu așa. Fără sens, fără direcție, eram doar eu cu mine în a fi. Și brusc a apărut o idee, adică o sămânță de la lemn se numește, a născut o imagine, din ea a pornit nevoia de a face ceva, adică de a mă duce până în parc. Dar eu un drumul de aici până în parc în timp ce mergeam, imaginea aceea a fost împopoționată, aranjată, ca bradu de Crăciun, am mai luat un glob, am mai pus un om, am mai scos ceva, parcă ar fi fain să fie și când, ar fi fain să nu fie, dar vremea să țină și să apară și un gagiu pe acolo sau o gagică faină sau să nu fie sau în fine și tot așa și ară... Toate, toate gândurile încep și se adună, ideea trage după ea, hai da, că e loc, cum e? A, a mușcat-o, da, hai toată lumea vruf, și se bagă așa toate ideile cu multe imagini după ele. Și lucru interesant, ajungi în parc și îți dai seama cât diapozitivul cu chestia aceea, dacă stai un pic și te gândești, e departe de ceea ce ai mai adăugat tu pe acolo. Și mai ajuns la concluzia că... Domnule, m-am strofocat atât să ajung de acasă, când stăteam foarte bine, așa cum eram, până în parc. Și parcul acela, și imaginea mea și viziunea mea nu corespunde cu așteptarea. Este complet diferit. Și când îmi dau seama cât efort de am depus și cât m-am chinuit și m-am străduit și am luptat și am făcut și m-am deplasat și am bădat și bani pe biletul de acolo și m-am dus și între timp m-am ciocnit și cu un om și la mi-a spus ceva și am trecut cu vederea și am lăsat de la mine și am înghițit în sec și am zis lasă că ajung în parc. Că asta îmi propun, că am imagine, am un scop. Și pe drum până acolo am mai trecut și cineva și parcă a început și ploaia și s-a dus și ai mai răbdat și ai tăcut și omul are foarte multe încercări până la viziune, dar el fiind atât de animat să meargă să trăiască viziunea, face, este verbul, multe compromisuri, adică se abține. Scrușnește din dinți, las că e așa, las că e bine, aia m-a împins, l a băgat pe roșu, în fine, las că ajung în parc și mă relaxez. Și când ajungi în parc ăla și îți dai seama că nici măcar nu corespunde cu -i viziunea ta, începi și te nervezi. Și nu doar că te enervezi brusc, așa trec instant toate emoțiile, că nu rămâi doar acolo. După ce te-ai enervat, a apărut așa și un gând dintre acela, Un mic, care zice ai văzut, ai văzut că era iurectedus, trebuia să, să numesc mici gânduri obsesive, care încep și te scâie, uite așa că trebuia să nu te duci, era mai bine dacă lăsai pe data aia, pe ora aia sau altă dată și acelea sunt mici gânduri care încep și nasc din mici obsesii, așa ca germeni și rămân acolo ecouri, Ca apoi să începi să te îngrijorezi, dar tu dai seama ce am făcut, oare dacă am plecat, dacă am încuiat ușa, dar dacă n-am făcut bine acum, poate am greșit cu ceva și după aceea te întristezi instant. Vai de bine. Din cauza unei viziuni și nu doar atât, vă reamintesc că aici este înainte de naștere și moarte. Tu stăteai bine, mersi, undeva, undeva, la Dumnezeu erai, corect? Și a venit un impuls se numește. A venit o idee de la Dumnezeu. Poate că așa trebuia să vină ideea și anume mișcarea, energia numită viață. Și ideea respectivă ți-a arătat imaginea perfectă a vieții tale, cum ar fi dacă ai face lucrurile într-un mod așa cum cere legea dumnezeirii, în dumnezeirii, să o spunem. Și o aveți în scrierile voastre ce înseamnă să trăiești în armonie cu Dumnezeu. Și ți-a arătat o imagine așa frumoasă a vieții tale. Cum vei învăța câteva lecții, cum vei trece prin niște situații, cum vei întâlni și de fapt te va ajuta acea dezamăgire, acel moment, acel ceva și o spui, mamă, ce film mișto, mă bag. Te bagi? Mă bag. Ești sigur? Da, vezi, când ajungi pe pământ o să uiți. Te bagi? Mă bag. Bun, și se ia și se duce omul în viață și, și, face acel ceva. Ce face? Se naște și începe și trece la... De aici până aici se manifestă lemnul. Cum se crapă de ziua, lemn. Cum se crapă de la momentul în care s-a decis și a intrat în procesul său numit viață, el a intrat în energia lemnului până se concepe, până iese, până începe și crește, trăiește copilăria. <coughs> Și când îți dai seama că nu corespunde imaginea ta, pe care ți-o tot formezi în timpul vieții, cu cea pentru care cumva simți că ai venit în această viață, poți încă din copilărie chiar să fii un tip sau o tipă nervoasă, un ființă nervoasă, plin de nervi de mic sau de mic că urlă, țipă zbiară sau are o mânie în ea. Apoi, să reluăm parcul puțin înapoi. Tu vin apoi, și ai rămas cu furia aia în tine, ți-ai descărcat-o poate. Nu ți-ai descărcat-o, dar emoția trebuia să rămână de scurtă durată. Și din emoția furiei, pentru că nu știi nici tu cât durează și cât ar însemna să nu o menții foarte mult timp, cât să nu se nască sentimentul furiei. Trăiești într-un sentiment numită furie. Pentru că din emoție, susținută de nerv, 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 nervi. nervi, nervi, nervi începe și se naște sentimentul furiei și începi și treci cu furie, dar furia nu e la toată lumea sprâncene încruntate și ochii așa și cu pumnii strânși, nu pentru că omul are interese, pentru că știe că are, are educație poate are anumite temeri, frici nu-și manifestă furia face multe compromisuri și pentru că nu poate trece ușor peste furie, se transformă în sentiment de furie și în deseori puteți vedea acea stare uh, pasiv-agresivă sau uh, mascată sub un hohot de râs. Ha 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 ha, ha, ha" dar se simte cine știe și are urechi să asculte că e un râs de nervi. În glasul unui om îți poți da seama dacă are nervi în decursul timpului așa în felul în care face lucrurile, că le face așa cumva mai cu nervi. Dacă atinge o coardă sensibilă, izbucunește imediat pentru că are nervi. Pentru că deja trăiește într-un sentiment numit furie. Și când menții foarte mult timp furia, adică sentimentul de furie, te mai simți și deștept sau deșteaptă. Pentru că așa ți arăți limita cumva, până aici. Oamenii își dau seama, nu știu cum, că dacă se enervează sau își arată ce asta, hai, fă ca mine, las că știu eu, o doză de agresivitate combinată cu o violență, poate chiar verbală, non-verbală, nu contează, cum chiar și aceea care vorbesc, uite așa, soada, eu n-am niciun nerv, sunt liniștită și sunt zen, și dacă îi strălucesc ca ochii, uite așa, și se uită la tine așa, și râde la un moment dat cumva, și are în ea așa o tensiune, ca și cum ascunsă, dar ea e zen sau el, este foarte zen, dar se simte în voce așa, care are undeva o năbușeală, ca și un fum înghițit, îi simți pe oamenii aceștia, nu ai cum, nu știu, trebuie să fii chiar complet dezumanizat să nu-ți mai dai seama de oamenii pe care îi mai ai în jur, să nu-ți să crezi că dacă omul e nervos, se și încruntă. Nu, poate să fie uite așa, toată ziua, zâmbind, bună ziua, puftiți în casă și dacă poți te sta puțin. Dacă ți arăți puțin nemulțumirea, să vezi ce repede își arată furia. Se... Dar cum? Dar sigur nu vă place. Dar cum să nu vă placă? Dar eu sunt bine, dar eu, eu sunt chiar bine, eu, eu sunt zen, eu n-am nimic. Și Aș începe așa o, foșneală ca în pădure, ca la lemn. Mă un pic tragi de o creangă, încep păsările zboară, celelalte creanțe se clatină și ele. Nu, mă un pic să atingi nervul lemnului, că îți dai seama imediat. Și acești, această furie așa pasiv-agresivă pe om îl ține cumva într-o stare de deșteptăciune. Crede că dacă e puțin nervos și unii chiar își manifestă, să trecem și în partea alaltă. Furia aceea trântește dosarul pe masă. Bună dimineața, am venit și eu la muncă. Haideți la treabă, lasă, uite așa. Cumva e din metal, și deja cu, cu lemn, și așa întristat, dar și nervos. Dar să zicem, pur nervos acolo. Stând așa o perioadă. <coughs> Îți dai seama, măi, dacă eu mă relaxez din chestia asta și dacă îmi devin, revin așa ca bărbat sau ca femeie din nervi, parcă îmi pierd ceva, pierd așa un statut. Oamenilor nu le mai e teamă de mine, nu se mai poartă toți cu mănuși cu mine. Știi, mă, că mai bine stai așa. Și pentru că altă soluție și altă versiune nu cunoaște omul, cum ar fi dacă aș renunța la nervii ăia, la furia aceea, poate m-ar lua de fraier. Mă vede așa liniștit și împăcat și cu adevărat împăcat. Ce s-ar întâmpla? Cred că n-aș mai avea aceeași, același tratament cu mănuși din partea celorlalți. Și atunci aleg să rămân așa. Nu cumva să-mi schimb firea. Rămânând în sentimentul furiei, treci la următoarea etapă. Se transformă într-o stare generală se numește mânie. Starea generală deja este cu totul altceva. E o atmosferă. E ca și cum ai ajuns într-o zonă, cum e, dau un exemplu, un deșert. Acolo e un climat specific. Dar la fel se creează și într-un om un climat specific, de tip mânie. Și mânia este considerat un păcat, un mare păcat. Păcat de tine, în primul rând, ca om, <coughs> pentru că naște nemulțumirea și naște în tine acea nevoie de a penetra existența, de a-ți lua ce -ți trebuie, de a face orice, pentru că e cu verbul a face, fac orice, numai să mă liniștesc odată. Fac orice. Poate bați pe cineva la un moment dat, faci scandal, faci legea, faci ce vrei tu, te duci orice, numai să faci ceva să scapi de acea nedreptate care ți s-a făcut. Omul care trăiește în într-o stare de mânie, i s-a făcut o nedreptate undeva. Adică cineva, fie i-a făcut ceva, fie i-a făcut ceva, fie i a făcut acel om ceva, că acum nu se poate ierta pe el, trăiește într-o nedreptate și nici nu poate ierta pe cineva. Și aici oamenii rămân de multe ori toată viața și o să vedem tot mai mulți oameni în jurul nostru mânioși, plin de furie și o să credem că ăsta e normalul și o să le zicem, păi normal că să fii furios, cum să nu fii, uite ce trafic e, uite. Asta se numește normal pentru că tu nu știi și alte versiuni ale unor emoții care pot deveni uh, sentimente, care se pot transforma în niște stări generale, adică în clima ta anumită, cum spui tu, în bula ta, așa frumos, tu poți trăi foarte bine chiar dacă toată societatea clocotește nervi. Dar ți-e mult mai comod să rămâi acolo pentru că așa intri într-un grup. Și eu ca ceilalți mă integrez într-un grup. Dacă eu mă vindec sau dacă eu scap de nervii aceia, sunt exclus din, nu știu, dintr-un rang anume, de obicei om, cu omul nervos, ți-l place. Uite, dacă e nervos, înseamnă că știe ceva, uite, să luptă pentru ceva. Așa îmi plac de ăștia, uite, ca buldozerul intră și le spune și spune lucruri pe nume și am observat că sunt tot mai mulți oameni care se uită la acele videori unde cineva explodează sau vorbește cu nervi sau expune niște chestiuni așa de viață cu mulți nervi. Am făcut și o teste de astea și am intrat și eu în live-uri unde m-am manifestat în diverse elemente, dar prea puțini oameni își dau seama că special intru un roluri ca să văd și uh, ce urmăresc oamenii, subiectul sau starea pe care tu o emani și dintre toate stările prin care am trecut în diverse live-uri, cele mai vizionate sunt atât la mine cât și la ceilalți, unde am bubuit și am explicat, uite așa, și am arătat, oamenii cum sunt femeile, cum sunt bărbații, cum sunt alfa și am băgat despre de toate și despre oamenii cu obsesii când am vorbit și într-un fel la nu mi-am explicat și unde mi-am revărsat și-o latură aceea așa plină de nervi au crescut vizionările chiar și în clipa aia uitându-mă și la numărul acesta care apare aici. Brusc a sărit cu 10 urmăritori pentru că aia care se uită fără să dea click au intrat acum ca să vadă și comentariile. Dar e un experiment excelent să vezi cum oamenii se uită exact la aceștia care se ceartă pentru ceva, pentru cineva și de ce fac asta? Pentru că se descarcă prin aceea, prin gura lor se descarcă aceștia care nu se pot exprima, nu ies poate în public, nu pot vorbi, nu își permit să spună lucrurilor astfel și atunci oamenii se uită tot mai mulți în gura oamenilor care au gura mare și care cumva au o doză de nerv când vorbesc, cu nervi așa și cu zâmbetul pe buze îți explică despre cum să fii un om fain, știi mă ce înseamnă să fii un om fain, nu te mai lua tu după alții și dacă mai ridic și vocea, e clar, e deliciul perfect. Oamenii se descarcă prin gura acestora și spun așa, spune -le că le spui bine, tu, cu Cutărescu, cum vrei tu, Cutărească, dar se alimentează la loc și generează o societate, din păcate, în care când vei ieși afară și tu la rândul tău, un loc să ajuți pe omul căzut pe jos, îl vei certa, te vei enerva pe el. Nu o să mai simțiți în jurul vostru decât oameni cărora li s-a făcut o nedreptate. Aici unde omul a ajuns într-o stare de mânie, la lemn și trăiește așa, e pentru că i s-a făcut o nedreptate și spune exact așa, da, părinții mei nu m-au ajutat, întâi dă vina pe părinți că n-am avut părinți sau că m-au abandonat sau așa. Și uh, pentru asta eu uh, am trăit cum am trăit și am făcut foarte multe compromisuri în viață și din această cauză eu acum sunt un om așa cum sunt. Bun, îl compătimești pe acel om. Și mie îmi pare rău de acești oameni că au trecut prin lucruri care au fost nedreptățiți, poate, de multe ori, și li, li s-a făcut o mare nedreptate. Dar dacă nimeni nu te-a învățat până acum, uite, îți spun eu, până într-un punct te educă acei oameni care te cresc, atât cât pot, sau atât cât nici nu știu și nici nu pot. Dar, dintr-un punct anume, atâta timp cât ești un om sănătos la cap, da? adică rațional în sensul acesta, este de datoria ta să te educi. Pentru că următorul pas, după ce te educă părinții sau cine te crește, sau chiar și orfelinatul respectiv, sau strada dacă te-a crescut, sau cine era pe strada aceea, următorul pas este societatea care te educă. Și dacă trăiești într-o societate care, să spunem așa, are această, sau vine o vreme în care oamenii aleg să nu mai fie educați și ai prins aceste vremuri de lipsă de educație, este responsabilitatea ta să te educi și uh, să înveți cum să fii în continuare. Nimeni nu îți spune acum să ierzi pe cei care ți-au făcut răul dar să știi că în clipa când ierți în general, chiar și pe tine că ai ajuns să fii așa, să te simți așa, ai eliberat pe cineva. Și se spune că atunci când ierți, orice ai alege să ierți și pe tine dacă te ierți, tu ai eliberat pe cineva. Și știi pe cine ai eliberat? Un prizoner ai eliberat. Și acel prizoner ești chiar tu. Tu când ierți, tu nu-i faci unui om o favoare. Tu îți faci ție o favoare că te eliberezi pe tine de povara acelei frustrări pe care o simți. Și prin nervi n-ai cum să schimbi trecutul. Prin nervi sau prin furie sau prin mânie, tu nu ai cum niciodată să schimbi trecutul și este scuza cea mai des întâlnită la toți oamenii Că uite ce mi s-a întâmplat în viață și exact așa încep. Uite ce mi s-a întâmplat, m-am am, căsătorit, am avut încredere. Și la un moment dat, mi s-a trădat încrederea, adică sufletul acela de copil pe care tu l-ai avut. Și este normal să trăiești așa, că aici ai suflet de copil. Și în varianta pozitivă, ai avut încredere în omul de lângă tine cu care te-ai căsătorit, ai avut încredere în jurul tău și la un moment dat, copilul din tine a fost trădat și ți s-a luat acea puritate și acea pasiune sau plăcere de a trăi viața, precum cu suflet de copil. Nu neapărat mă refer că a ta copilărie a fost superbă, ci copilul din tine a fost undeva acolo cu doză foarte mare de pasiune și iubire față de viață. Și uite, poate însăși viața te-a trădat. Și tu ești supărat acum, să zicem, furios sau furioasă și mânioasă pe viață, când de fapt tu o să fii furioasă și ești furioasă pe copilul acela din tine care a pus botul, dacă vrei, sau a avut încredere. Tu de fapt ai nervi pe tine că ți-ai permis să ai încredere, că copilul acela naiv care exista atunci în tine, că ești copil știi până când, până ți se ia naivitatea. Poți să ai și 50 de ani, dacă încă nu ți-a furat cineva naivitatea, inocența în același timp, inocența sufletească, tu încă ai suflet de copil. Și dacă cineva ți-a trădat acea încredere pe care tu o ai, tu zici că ești supărat pe ăla, bă aia spui că pe ăla, pe ăla, dar tu trebuie să privești că ești supărat pe copilul acela care și-a permis să aibă un astfel de optimism să creadă că există binele sau că există oameni ok sau că există căsnicii fericite și așa mai departe. Ce vreau să spun este că furia ta este întoarsă de fapt către tine. Și de aceea am spus că atunci când ierți pe cineva, tu de fapt te eliberezi un prizonier și prizonierul ești chiar tu. Adică cel captiv acolo este chiar copilul acela în interior care și-a permis să creadă. Cum poți să schimbi chestia asta până să ajungi tu să te ieri și așa mai departe? Există o soluție ca să scapi de furie, sau de atmosfera mâniei, destul de greu, umbli din nou la emoția furiei, și uh, o să fie greu, dar îți spun ce ai de făcut. Să începi să crezi din nou, să acorzi încredere din nou. Poate, din nou, anumitor oameni, uh, dacă cumva ești furioasă sau furios pe oameni. Încredere, Să acorzi din nou încredere în. Uh, în cineva din jur. Dar de unde se naște totuși această încredere? De la elementul apă, din acea teamă pe care oricum o ai, care încă alimentează mânia din tine, teama care s-a transformat la un moment dat în, în teama, această, acest curaj de a avea încredere și entuziasmul, ca apoi să ai plăcerea de a îngriji și compasiunea, s-a întâmplat aici, Ți-a fost rănit copilăria sau copilul din tine și a declanșat tot acest proces și acum teama îți hrănește în continuare mânia. Această stare de teamă se schimbă, știi cu ce? Dacă începi să crezi și nu în tine, în verbul a fi, ci în ceva superior ție. Tu dacă vrei să schimbi mânia, trebuie să te întorci la elementul apă, și din acea teamă poți să schimbi teama, dacă vrei, cu voința ta de a alege să te încrezi din nou, dar nu în tine de data aceasta. Că mulți oameni vor spune, trebuie să cred din nou în mine, în puterile mele și atunci mă vindec. Trebuie să am încredere în mine, toată lumea astăzi își îndreaptă atenția prin practicile spirituale așa numite, asupra lor lucrează mult să am încredere în mine, își caută calitățile, în fine. Dar nu va fi o sursă constantă dacă vrei să prinzi curaj din nou și să ai din teamă întoarsă în versiunea de curaj și la fel să scapi de mânie și de toate celelalte, în elementul apă este timpul să cauți, să crezi în ceva superior ție și superior ție este Dumnezeu. Un om care nu poate să se lase precum într-o apă. Știi când faci pluta și plutești, te lași pe apă. Când te bagi într-un somn sau mai bine spus când te duci și te culci, când adormi, tu te lași și acolo. Înseamnă a te lăsa. Când te duci și te culci, tu te lași. Când mori, ceva din tine este lăsat. Când te duci și faci o baie sau vrei să plutești pe apă, tu te lași pe apă. Înseamnă a învăța să te lași în niște brațe mai puternice decât ale tale, numite acele brațe ale lui Dumnezeu, în creator, în... Măi, și ateu să fii, ca să ajung și până acolo, că nu am cum să nu trec și printre aceștia și nu sunt omul care judecă și de aceea trebuie să trec și la aceștia. Uh, și anume să crezi cu tărie că nu există pentru că și ai o credință. Credința că nu există Dumnezeu e tot o credință. Important este să crezi în ceva, că este ceva peste puterile tale într-un într Dumnezeu. Dar acel Dumnezeu, dacă tu nu ales să crezi în El, tu n ai de unde să ții încrederea. Mai mare decât ai putea să o iei de acolo, în tine și în calitățile tale, nu ai cum, pentru că omul este din scântea lui Dumnezeu creat. Și tu, când spui am încredere în mine din nou, acel mine nu-l poate exclude pe Creator. Cine vrei tu să fie Creatorul? Pentru toți, fiecare cu religia lui, în care credeți voi e perfect. Că unii cred în extraterestri, că alții vor în ceva, credința voastră e a voastră și eu o respect. Dar nu poți să prinzi curaj în viață având încredere doar în tine. Și asta o puteți studia istoric, toți zeii care au fost, începând cu legendele Olimpului, începând cu Biblia însăși, dacă vreți, cu orice scrieri, cu Alexandru cel Mare, cu toți vitejii, ei nu au putut să aibă curaj având încredere doar în ei. N-au putut să aibă curaj nici având o oaste întreagă puternică. Nu și-au preluat încrederea nici din laude, nici din susținerea poporului, ci și-au luat puterea de a avea încredere privind undeva deasupra lor, în ceva superior lor, adică în Dumnezeu. Și pentru oamenii care, că aici vorbesc deja pentru elementul apă, fiindcă aici e verbul a fi și trăiește omul o teamă, va scăpa de teamă și va dobândi din nou. Elementul pozitiv, curaj, ca să trăiască din nou viața cu poftă, cu pasiune, ca să aibă din nou entuziasmul și grija față de sine și ceilalți, și compasiunea, și din nou curajul, doar dacă din acest verb a fi, din această decadă a vieții tale, să o numim în viață, înainte de naștere și moarte, din acest verb a fi și a înțelege, dacă tu înțelegi și înțelegi poți să o spui dacă pricepi, dacă ai priceput măcar că este ceva superior ție de unde îți poți lua încrederea, așa vei fi un om cu credință. Având credință, devii cum? Din temător, încurajos. Fiind curajos, n-ai cum să nu schimbi calitatea manifestării din mânie în pasiune, în poftă de viață, în vitalitate. Oamenii care sunt temători ei nu au o credință. Nu cred. Nici, în primul rând, hai să o luăm de la zero. Până să ajungem în a crede în providență, nu mai au încredere în cei în jurul lor. N-au încredere în ce se întâmplă. Adică neîncrederea naște teamă. Inevitabil. Și cum ajungi la capacitatea de a avea neîncredere? Pentru că nu ai priceput. Nu ai înțeles fiind un atribut al elementului apă a înțelege, adică înțelepciunea aparține elementului apă, înțelegerea aparține elementului apă, sinonim pentru înțelegere, priceperea aparține elementului apă, tu dacă ai înțeles, este un început că din acea stare de teamă, tu înțelegând că dacă bași degetele din nou în priză, te vei curenta și pentru că n-ai înțeles, le-ai băgat în priză și te-ai curentat, ai rămas temător. N-ai înțeles că atunci când trebuie să vorbești cu un om, te porți așa și fiindcă n-ai înțeles și nu ești priceput cum să vorbești, oamenii reacționează într-un fel, tu ți-ai pierdut încrederea în oameni, corect? Și atunci ai devenit temătoare sau temător fiindcă n-ai înțeles că viața ta așa a fost creată, să treci prin toate acele greutăți, n-ai înțeles, n-ai înțeles, n-ai priceput rostul încă până în ziua de astăzi, de ce ai trăit așa de rău sau de ce s-a întâmplat lucrurile când tu ai avut încredere în oameni și în viață și în Dumnezeu de multe ori și totuși ți s-a întâmplat altfel, tu ți-ai pierdut încrederea, se mai spune credința. Omul când își pierde încrederea, își pierde de fapt o credință. Dacă ar fi avut o credință asta mai puternică decât în ce este în afara lui, adică și-ar fi luat dintr-o sursă, și anume din Dumnezeu, ar fi excelent ca să nu <gântu -i> dau alte idei nefaste, tu ai fi avut mai mult curaj. Astăzi, dacă nu ai curaj și ești o femeie temătoare, înseamnă că trebuie să-ți ridici întrebarea: eu oare mi-am pierdut credința? Chiar dacă mă duc, poate, nu știu, în biserica aceea, în templul acela, în funcție de religia fiecăruia. N-am religie, am spiritualitate. Numai, nu. în ce vrei tu să crezi? Poate că nu ai credința suficientă nici măcar în practica aceea, să o numim spirituală, de care te-ai agățat. În ce vrei tu? Nu ai suficient de multă credință. Și neavând credință, tu nu poți să ai încredere în tot ceea ce faci, să faci cu multă încredere. Altfel, iar arată omul care are credință. Tot ceea ce începe să facă, face cu încredere, prinde curaj, chiar dacă are un eșec, își dă seama că nu are priceperea încă, mai face o dată. Și din teamă se naște prudența, fiindcă prudența este altfel decât teama. Prudența este arta de a controla riscul. Una e să fii temător, adică te temi de tot, și alta e să fii un om prudent. Prudentul face un pas dar este atent să facă pasul așa cum a învățat, așa cum a înțeles, așa cum e priceput, așa cum s-a rugat, așa cum s-a lăsat, poate, în mâinile tuturor posibilităților, făcând tot ce poate. Merge cu prudență, vorbește cu prudență. Prudența este o virtute. Face ce face, dar face cu prudență. Nu scapă de teamă. Teama se transformă în prudență. Prudența puteți vedea așa ca un fel de atenție la atenție. Omul acela este atent. Nu înseamnă că uh, va scăpa de teamă, dar măcar nu-l blochează teama. Nu scapă de uh, credința pe care o-a avut-o. Rămâne un om cu o credință. Și uite așa, am ajuns de la lemn la uh, teamă, la apă, ca să vreți la, dacă vreți, la elementul apă. Cum uh, se naște o teamă. Dacă la mânie a apărut acea idee care a venit așa, la teamă vine de la verbul a fi. A înțelege. Când nu înțelegi ceva și când nu știi cine ești, te temi. Chiar și de tine însuți. Chiar dacă ar fi să vorbim, te temi și de Dumnezeu aici, pentru că neînțelegând Creatorul, Dumnezeu ce poate face el și cât a făcut el și cât de mare e și cât de măreț e, neînțelegând ceva, e inevitabil o stare de teamă. Dar teama nu trebuie privită ca în acest sector ca și cum ar fi, eu știu, vai de mine că mă bate, nu, este o formă de respect. Cuvântul mi teamă de Dumnezeu, poate că și traducerile în timp au fost de așa natură sau pentru mințile Poate cele mai de jos, cu fără educație, era cuvântul cel mai potrivit să aibă smerenia în fața lui Dumnezeu. Au băgat cuvântul fieți teamă de Dumnezeu. Nu-i greșit nici așa. Dar dacă vreți, pentru mințile mai educate sau pentru oamenii care pricep și alte cuvinte, a avea un respect. Și respectul se naște din două versiuni. Din admirație sau din frică. Respectul poți să ai față de șeful tău din două motive din admirație, pentru că respecti atât de mult pe acel om sau din frică poți să ai un respect se naște acel respect dar deja se transformă într-o altă calitate respectul din frică este deja o subjugare, o manipulare în schimb respectul din admirație este deja o întindere către aceea. A, a vrea să devii cumva mai aproape de acel om, când admiri pe cineva vrei să te apropii, tu când admiri pe Dumnezeu vrei să te mai apropii puțin de el, adică din admirație, așadar în loc de teamă, poți vedea în acest subiect legătura făcută prin conceptul de respect. Respect și admirație în față de creație. Și de unde a apărut această teamă sau acest curaj? Din acesta fi și acest a înțelege. Ori n-ai înțeles ceva de ți s-a făcut teamă, n-ai înțeles ce ți s-a întâmplat, n-ai înțeles de ce omul acela a procedat așa. N-ai înțeles de ce viața a fost așa În fine, ceva nu s-a înțeles Sau din felul tău de a fi ți teamă de felul tău de a fi De a fi tu însuți poate ți-e teamă a, a, Simți că în tine există ceva și ai o teamă Fiindcă necunoscând ce există în tine Se naște teama, se pune în fața ta Și atunci din verbul a fi sau a înțelege poți să spui altfel, mi-e teamă pentru că nu știu cine sunt sau cum sunt și nici nu înțeleg cine sunt sau cum sunt. Poți reformula, mi-e teamă că nu înțeleg ce se întâmplă în jurul meu, legat de orice, sau nu știu cum sunt acești oameni. Ca să poți să depășești acest aspect, Uh, vreau să vă arăt altceva ca multe aici. Înainte să, ca să poți să înțelegi ceva, va trebui să accepti. Cuvântul acceptare este privit încă în societatea noastră, printre capetele noastre, în mințile noastre, ca o chestiune pe care o iau așa cum e și de fapt așa rămân cu acel ceva. Acceptarea este un fel, hai să o numim așa, uh, îngădui. Dau voie. Uh, cu o propoziție mai lungă, ia să văd despre ce e vorba. Acceptarea, cred că sună cel mai bine pentru toți ca să se simtă așa într-un control, că nu accept exact. Când te accept, spun că te și a iau în viața mea și că rămân cu acel om sau cu acea, acel gest din partea ta sau cu acel ceva pe care mi l-ai făcut. Nu, accept înseamnă ia să văd despre ce este vorba. Când spui așa ceva, tu îmi spui de fapt, ai acceptat. Acceptarea este ca o invitație în casă. Bate cineva la ușă și ca să nu stea afară în frig și când îl inviți în casă, tu, de fapt, ți-ai spus în mintea ta, ia să văd despre ce este vorba. La fel, poți să spui, am acceptat. Acceptarea nu are nicio legătură cu integrarea, cu așa va rămân, vor rămâne lucrurile, că sunt luat de fraieră sau de fraieră, dacă te-am acceptat. Nu. Tu iei ceva, uite, când am luat harul ăsta, Ia să văd despre ce e vorba, adică l-am acceptat. De ce? Ca să-l înțeleg. Cum aș putea vreodată să înțeleg ceva dacă nu zic în mintea mea, ia să văd despre ce e vorba. Așa și despre tine, ca să te înțelegi pe tine. Ca să înțelegi situația respectivă, va trebui întâi să spui, ia să văd despre ce este vorba. Când spun, ia să văd despre ce este vorba, adică accept situația temporar, ca să o studiez, ca și oamenii de știință, înainte să zic că nu e adevărat ceva, ei acceptă acea problemă, nu știu, bacterie, boală, cometă care a căzut, fascicul de lumină și aia când au descoperit focul și s-au speriat până să folosim noi focul, trebuia cineva să accepte ideea că a picat un fulger și a luat foc. Mult timp poate s-au gândit că este o pedeapsă divină și a picat focul acolo și uite ars dacă n-au început să accepte în sensul de ia să văd ce e acolo și au cercetat focul astăzi când a prins o brichetă, nu te mai temi, corect? Nu-ți mai este frică de brichetă pentru că ai acceptat, a fost acceptat înainte ca tu să fii, s-a înțeles cum funcționează și acum poți controla. Teama nu vei scăpa, dar poți controla cu bricheta când a prins, tu o controlezi fiindcă ai rațiune poți controla lucrurile care pot naște dezastre și prin acel control tu poți să-și gestionezi, se numește controlul prudența. Cu prudența prinzând bricheta, tu ai teama în tine să nu te arzi, să nu dai foc, dar nu înseamnă că te oprește să aprinzi bricheta, corect? Dacă ai avea teamă, tu n-ai mai aprinde o deloc. Și o ai pentru că nu ai acceptat încă ideea de brichetă. Nu ai zis, ia să văd ce cu bricheta aceasta, adică n-ai acceptat. De, aceasta, de aceea încerc să vă explic așa, bucată cu bucată. Poate o să înțelegeți ce înseamnă de fapt acceptarea. Acceptarea nu spune, gata, lasă așa, totul e bine. Nu mai încurcați acceptarea cu, lasă așa, bine, bine, așa o să fie. Nu, accept, egal te pun sub lupă să te cercetezi, sub microscop așa ca omul de știință, ia să vedem despre ce e vorba. Abia atunci am înțeles. Și poți să zic nu sau poți să zic da. La fel și tu, când accepti o chestiune, să zicem ce ți-a făcut un om. Ca să-l înțelegi ce ți-a făcut un om, nu strămâne să decât să-l cercetezi pe acel om. Să vezi care au fost motivele lui, de ce a făcut așa, care a fost scopul, care au fost intenția. Intenția e una, rezultatul e alta, nu poți atribui omului lauri pentru intenție. Când de fapt lasă dezastru, fiindcă nu are rațiune. <coughs> nu gândește, oamenii mulți se bazează pe ideea de am avut intenții bune. Intențiile sunt una, dar ești un om rațional, ești o ființă rațională mai exact. Și una e la animal când face ceva și îl ierți imediat pentru că n-a avut o intenție rea și alta e la un om care are rațiune și face anumite lucruri, atunci tu nu înseamnă că, căuți, că vei căuta să nu îl ierți, ci să-l cercetezi. Ca înainte să poți să te legi la inimă spunând nu, îl iert. Și cuvântul ăsta e te legi la inimă, îți pui spin. Dar fiind o ființă rațională, nu-ți decât să cercetezi. Cercetând, analizând, dar pentru asta trebuie să accepti. Adică să-i inviți, ia să văd ce cu chestia asta care pe mine mă, mă înfioară, îmi dă, nu știu, am o frică. Și chiar dacă vei rămâne toată viața cu teama. Scopul acestei vieți nu este ca om să-ți învingi toate temerile. Scopul este măcar să ți le cunoști. Oamenii caută foarte mult să-și învingă temerile, teama de a vorbi în public. Vreau să mă înving teama de a mă apropia de o fată. Vreau să mă înving teama de, eu mai știu ce, să conduc mașina, să zbor cu avionul, teama de înălțime. Vreau să mi le înving. Nu, bucură-te că ai descoperit care sunt temerile tale, fiindcă asta înseamnă să cunoști acel verb a fi. Eu așa mă cunosc pe mine când zice cineva, cum să fac să mă cunosc pe mine acest a fi? Și cum să mă înțeleg pe mine? Măcar descoperindu-ți temerile, măcar temerile, temerile, dar și... Uh, Uh, fricile, dacă vrei așa, dar și în ce versiune ești tu, curajos sau curajoasă. Măcar astea două, ca om să-ți faci o listă. Domnule, de ce mi-e teamă? Dar cu cele mai mărunte aspecte să-ți faci lista și ce înseamnă cele mai mărunte aspecte, cum ai deschis ochii dimineața, așa o cercetare măcar de o lună despre tine, te uiți în jur, te plimbi, a, mi-e teamă că dacă la zidul ăla să se crape, o să se întâmple și scrii. Mi-e teamă că zidul se va crăpa și va curge apă. Mergi, mergi, mergi prin existență. Toți trec pe roșu. Vezi că tu rămâi acolo. Și te gândești, o fac din teamă, nu trec? Sau din respect că s educat? Dacă spui că e educat, nu treci pe listă. Dacă spui de teamă că, imaginez că poate trece unul de undeva și mă ia pe sus, îți scrii, mi-e teamă când trec pe trecerea de pieton să nu mă izbească mașina timpului. Mergi, mergi, mergi așa prin existență și vezi, nu știu, un bărbat frumos. Și ai fi vrut să zâmbești, dar tu ai întors capul. Și acele aspecte ție și scrii. Mi-e teamă să zâmbesc cu oamenilor care îmi plac. Și am întors capul. La final de zi, înainte să te duci la cineva la ce vrei tu să afli tu cine ești cu adevărat, vreau să aflu și eu cine sunt, cum sunt. Nu există om care să se descopere mai bine decât analizându-și omul visele temerile și actele sale de îndrăzneală, adică de curaj. A îndrăzni. Curajul trebuie văzut nu ca omul cu sabia în mână. Am curaj, am curaj, am plecat la luptă. Nu. Ca un om care îndrăznește. Am o îndrăzneală. Hai să-i zic bună ziua și gata. Am... Hai că fac și chestia asta. Bine mă, hai că mergem dacă tot ai vrut. Știi? Dai o șansă cu... Curaj, dai de fapt o șansă. Îndrăznești. Cuvântul mai potrivit ar fi la apă în loc de curaj, dar las așa întâi în termen lumești, apoi vi le traduc așa mai antic, mai băbește. La curaj este îndrăzneala. Și îndrăznești. Și îndrăznind așa, uite, lucrurile se schimbă. Și îți faci lista și la final de zi te uiți să vezi cine sunt. Și aflând măcar care -ți sunt temerile, e mare lucru. Știi de ce? Pentru că dacă vreodată un om apare în viața ta, că e soț sau dacă ești bărbat, că e soția, că e un șef, că e oricine care, pe care îl vei primi în viața ta, adică îl vei, vei rămâne legat de acel un prietenie, legături și așa mai departe, relații romantice, servici, contracte, colaboratori, ce vrei tu, măcar vei ști ce fel de teamă ți-a stupat Înainte să spui iubire, prietenie, l-am iubit pe omul acela, am iubit-o pe femeia aceea, am fost îndrăgostit și uite cum s-a terminat. Sau ne-am înțeles bine ca și colaborator și uite unde am ajuns, adică mi-am pierdut încrederea. Tu gândește-te în primul rând atât. Ce teamă mi-a stupat acel om de am numit relația aceea iubire? Până la iubire e cale lungă, și am mai explicat eu în alte, dar nu are sens acum. Pentru că oamenii, când se întâlnesc, își și -a stupă întâi găurile. Jumătatea aia, care și-o doresc toți. Jumătate tu, jumătate eu. Adică, de fapt, ne-am astupat temerile. Eu n-am casă, tu ai masă. Tu ai anii mai mici, eu am banii mai mari. Tu pare așa mai vesel, eu sunt mai trist. Hai să fim prieteni. Sau un tu ești vesel, eu sunt vesel, tu ești maker, eu nu sunt, întâi se iau oamenii pentru că se astupă niște temeri. Ce n-am eu, are el. Ce n-are el, are ea. Dacă sunteți mai atenți, așa, e o chestie foarte fină, ascunsă prin multe plapumi și pături și perne numite dragoste, pasiune, ce vrei tu, da, din acele ac frici care se astupă, evident că se naște la un moment dat și un tip de dragoste nu e problema că se naște dragostea, problema e când pleacă dragostea, trebuie să spui pui întrebarea așa, sau prietenia. De ce a plecat prietenia și dragostea? Nu mai te uita la celălalt om ce ți-a făcut și ce nu ți-a făcut. Și acelea se vor calcula, dar mai în spate, du-te așa, mai, mai în spate acolo, unde poate nimeni nu se uită și nici nu se gândește. Ce teamă am avut eu? Și ce teamă mai a stupat? Vă dau un exemplu ca să înțelegeți, ca să închei ideea, că o să vă placă. Exemplul ăsta l-am dat și la, pe, la conferință. Dar dau exemplu cu femeie și bărbat, că e mai ușor. Să presupune că tu, ca femeie, ai așa o teamă de insecte. Da, rău de tot. Nu uitați să să-ți faci lista aia cu temerii. me teamă de orice lucru, oricât de mărunt. Important să-ți faci lista, Ca așa te cunoști și n-ai luat în calcul că e un lucru important și la un moment dat chem, dai telefon și îl chem pe cel de la dezinsecție și îl sun pe de la dezinsecție, trimite o echipă, vine la tine, deschizi ușa, intră un bărbat, nici nu te uiți la el cum arată și ce este și cum este tipul de la dezinsecție, da? Vine și îți face toată treaba. Tu îl întrebi, da, sigur, da, sigur să fie bine, vai de mine, cam o fobie, nu mai pot și el te asigură, stați liniștită, doamnă, se rezolvă și și vorbește așa cu eu n-am teamă, doamnă. Eu le știți cum le fac. Uite așa, uite și aici ce am găsit. Uite cum și aici ar putea să intre. Vai de mine și te simți așa de bine și calmată. Uite, domnule, în sfârșit un bărbat. Te gândești. Un bărbat e. La fel și bărbații pot fi. Le teamă să vorbească în public. Ei sunt oameni de afaceri, sunt ce vrei tu acolo, dar se leagă de o femeie care are așa gura mai mare sau e mai băgăreață sau îl ia așa mai tare pe el și atunci se leagă de ea, pentru că ea stupă lui o teamă undeva, știi, neîncrederea pe care o are în el sau faptul că știe că doar banii are și mașină și măcar să fie ea cumva frumoasă și așa, pentru că mai astupă din temeri. Revenind la dezinsecție, pleacă. După o săptămână să presupune că sună la telefon și o treabă pe doamnă. Cum este doamna? Este bine? Da, vai, ce bine că m a sunat și tu ca femeie în subconștient, rulezi. Vai, ce bine, totuși există și bărbați pe lumea asta care mai și dau un telefon să vadă cum te simți. Uite-mă ce frumos din partea lui și închizi telefonul și te gândești așa. Da, nici nu te-ai uitat la fața lui, măcar să vezi cum arată. Pare așa, un om, în sfârșit un om pe lumea asta, știi? Resufle așa ușurată că o parte din teamă s-a dus. Mai și mai sună la așa, peste o lună, că mai trebuie să vină o dată să mai dea și mai vine o dată și te mai uiți o dată la el, știi, și parcă e mai simpatică asta. E așa drăguțel, știi, când te uiți la el, da, e așa să-l drăgălești tot, că uite, domnule, ce grijiliu e, uite, așa cu mare grijă să vadă că nu apare nicio ganie pe aici, pe jos. Da, și spui cu, măi, cred că îi dau o șansă mă la tipul ăsta și ies cu el la o, hai să zic, să rămână la o cafeluță, deci la o cafeluță, îi mai dăm și o prăjiturică și uite așa facem schimb de idei și povestim cum el era mare bun jos și cum s-a apucat el de afacerea asta și ea cum a stat în friș toată viața ei, cum a avut ea fobia aceea și din frage de vârstă și el devine un bun ascultător pentru că e interesat de faptul cum alții, că asta rulează în mintea subconștientă a acelui curajos, stă atent să-ți ascultă să-ți asculte temerile pentru că un om curajos, de ceea ce ție nu ți-e teamă, ești foarte curios ca om de ce spune celălalt, știi? Că încerci să intri în pielea lui că pentru tine nu e nimic. Cum alții au rău de înălțime și nu se pot urca pe o scară și tu te duci și povestești omului cât de rău ți este, te urci pe o scară, o să vezi ce atent te ascultă curajosul care se urcă pe scară. E, e, ceva fascinant. Rămâne acolo și te ascultă. Și pentru că există acest schimb de energie unui temător și unui curajos într-o chestiune, în sfârșit vei spune, iată un om care mă ascultă. Psihologic e foarte interesant pentru că îți dai seama că în sfârșit cineva te ascultă. Tu ca femeie îi povesti la prietena ta, dar nu te-a băgat în seama. E povesti la ce vrei tu, nu te-a băgat în seama. Și de obicei oamenii nu bagă în seamă subiectul despre care tu vorbești. Că poate și lor le așa, blea, le e teamă, nu vor să audă, nu vor să-și imagineze, știi? Și parcă nu simți că intră pe urechi, dar cel curajos va asculta frica ta. Măi, și uite, așa te începi, știi, ești cu bărbatul acesta și te măriți cu el, la până la urmă faci și copii. Și cu timp, uite, ți-a întemeiat o familie. S-a născut și dragostea acolo și ce vrei tu și pasiunea și uite așa ai descoperit câteva calități și altele pe lângă pe care o să-ți zic imediat. Mai trece timpul și nu știu cum femeia asta la un moment dat prinde curaj în fața insectelor și nu mai are nicio treabă, nu știu, se duce odată, să zicem, ca prin minune, într-o pădure tropicală, vede acolo mai multe, scapă de fobia respectivă. Măi, și în clipa când scap de teama aceea, tu te uiți la omul care ți-a stupat temerile cu alți ochi, instant, ca și cum se iau un văl de pe ochi și din bărbatul salvator, Superman, care intra pe ușă, femeia îl vede preș. Îl vede neutru, poate, în cel mai minunat caz, dacă și numai dacă, între timp, nu i-ai descoperit ca femeie, și alte calități acestui bărbat. Hai să spunem, în termen mai direct și sincer, alte frici care să-ți astupeție. Pentru că până la iubire e cale lungă. Până la iubire e cale lungă. Am vorbit eu într-o carte care uh, urmează să o lansez acum în Confesiuni din Templu, diferențele. da? Și uh, după ce îți dispare teama, și dacă între timp, repet, nu ai ajuns să îl iubești pe acel om, și nu ai descoperit și alte calități, nu mai vezi nici cum. Uite, așa se întâmplă între relațiile acelea, unde ea de teamă că părinții sunt cum sunt, fuge de acasă, se mărită cu primul bărbat, căreia nu i-a fost teamă să o ia și așa de pe străzi sau nu i-a fost teamă să trăiască cu ea așa cum era plecată și își face o familie și în clipa când ea nu mai are teama sau și-a făcut banii ei, adică nu mai are teama zilei de mâine, nu mai vede pe acel bărbat bărbatul ei dacă, repet, nu și -a, nu i-a descoperit și alte calități. La fel și bărbații. Cât timp au, nu știu, se simte așa cumva că n-au destui bani sau că n-au ajuns departe în carieră sau nu sunt bine încă financiar sau poate nu sunt potenți financiar sau altfel. O fată îi bagă în seamă și el, de fapt, o iubește pentru că ea are Aspecte pe care nu le are, și mai ales de care lui este teamă. Ea are curaj să riște, să se bage undeva, să muncească peste ore, să plece nu știu unde în străinătate, să facă lucruri. Și după ce începe și prinde și el curaj în timp și are, nu știu, depășește teama aceasta zilei de mâine, automat, dacă nu vede în femeia respectivă și alte calități decât acea femeie cu multă îndrăzneală care a făcut lucruri la care eu ca bărba și aș avut niciodată curaj să mă bag și niciodată n-aș fi făcut-o și asta m-a atras la ea de fapt că era avea o îndrăzneală pe care eu n-aveam. Astăzi eu sunt cu o altă femeie și poate sunt, am o amantă pentru că eu pe femeia aceea n-am cum să o mai văd cu aceiași ochi fiindcă mi-am rezolvat temerile. Dar dacă te uiți la amanta ta și tu la amantul tău, dacă ești o femeie care ăla de la dezinsecție nu mai e bun astăzi pentru tine vezi că și amantul tău tot o teamă îți astupă o teamă că și lista e lungă nu te iubești destul de mult pe tine n-ai întâlnit tu încă ce iubire ați e teamă că e ultima sută de metri că acest om e singurul care îți poate furniza genul acesta de dragoste și de afecțiune și altul nu va mai fi sau alta nu va mai fi care să te înțeleagă atât de bine și asta e tot o teamă știi tot o teamă că nu va mai exista nimeni la fel pe lumea aceasta ca și acel om, ca și acea femeie, ca și acel bărbat care să te facă să te simți așa. Și revenim la verbul a fi. Să te facă să te simți așa, să fii așa, să fii acest om. Și aud exact propoziția aceasta, știi soada, eu doar lângă omul ăsta pot să fiu așa. Doar lângă această femeie pot fi așa. Acel a fi este la elementul apă pentru că doar prin a-ți astupa acel om temerile, tu prinzi curajul de a fi într-un fel anume. Îți dă îndrăzneala de a fi. Iar tu, de fapt, ai o întâlnire cu tine însuți. Tu când ești cu un om, astăzi, tu, de fapt, ai o întâlnire cu tine. Pentru că te descoperi pe tine prin acel om. Ești un alt tu cu acel om. Și de ce spui că ești un alt tu sau sunt un alt eu lângă acel om, pentru că acel om, într-un alt nivel, mai superior decât cele pe care le-am menționat eu până acum, adică eu, Soada, îmi asupă alte frici până să ajung să numesc asta iubire. Omul acesta îmi asupă alte frici și doar lângă el îmi ia aceste frici. Teama de bătrânețe poate fi, teama că altcineva nu te va mai iubi și doar lângă tine pot fi acest eu. Și când omul nu mai este, știi că de multe ori trebuie să înțelegi chestia asta. Când un om dispare din viața ta, adică se duce pe lumea cealaltă, ție ți este dor de fapt de cine erai tu când erai, când erai, când te întâlneai și când erai lângă acel om. Oamenilor le este dor și de acei oameni, de calitatea lor interioară, de felul lor de a fi. Dar acel a fi nu are cum să fie ignorat că se raportează la a fiul din tine. E o formă de egoism aici, dar nu egocentric. Egoismul, egoul, să zicem așa, este un, o coagulare a ființei complete și un egocentrismul care trebuie eliminat. Dar acesta a fi este o întâlnire cu tine. Că doar prin acel om tu te întâlneai cu versiunea aia ta, erai mai drăguț, mai iubitor, mai interesant, mai plin de viață, totul era mai frumos, iarba era mai verde, lumea era mai plăcută, aveai, aveai îndrăzneală când aveai acel om alături, știi? Și atunci când omul pleacă pe lumea cealaltă, ție ți-e teamă. ți teamă de fapt că nu mai poți să întâlnești versiunea aceea din tine pe care ai descoperit-o lângă acel om. Nu vei mai putea vorbi, simți, privi la fel, nimic din tot ceea ce a fost. Dar dacă vreodată acel om care a plecat pe lumea cealaltă ar putea să-ți vorbească, el ți-ar spune în felul următor. Dacă e un singur lucru ce ne-ar trebui să moară, dacă eu ca om, ca trup, am murit și altele doar au adormit, un singur lucru ne-ar trebui să-l las să moară. Acel tu pe care tu l-ai descoperit lângă mine. Doar acea versiune a ta pe care ai descoperit-o lângă mine, pe aceea să nu o lasă dispară. Pentru că este singurul lucru ce rămâne când un om nu mai e cu tine. Că se duce în altă lume, că se duce uh, în altă existență. Va trebui să păstrezi, dacă se poate, ca într-un într, -o, ca într -un memory disc, ca într-o mică memorie, versiunea aceea cum erai tu, acela fi, când exista acel om în viața ta. Mai, o mai frumoasă ofrandă nu poți să-i aduci omului care a plecat din viața ta decât rămânând versiunea ta mai bună. Și din contră, oamenii poate de multe ori devin versiunea lor cea mai rea. Și din acela fi superb care exista, se închistează, se mâhnesc de la mâhnirea aceea, de la supărarea aceea, pe care au trăit-o și e normală, nimeni nu spune să nu fii și mâhnit Tu ai prins teamă să mai iubești, teamă să mai crezi în oameni, să-ți mai găsești o altă iubire dacă tot suntem pe subiectul acesta Și de aici te, te înfuri ușor că niciodată un om nu va mai fi la fel, că toți vor rămâne, că nu îi mai există la fel pe lumea asta Și atunci îți rămâne gândul ăsta așa ca o placă stricată apoi te și îngrijorezi, apoi iarăși te întristezi și uite așa poate să-ți treacă viața în felul acesta. Dar este un început, măcar dacă ai înțeles. Și dacă îți faci listea cu temeri și cu îndrăzneli, cu temeri și cu îndrăzneli, cunoscându-te pe tine, vei elimina și mânia. O vei, pardon, o vei diminua din starea de mânie, o vei aduce din nou la sentiment, apoi la momente de furie și uite așa se stinge și obsesia și toate celelalte. Când îi spui unui om obsesiv că e obsedat, primul lucru care îți face este să se îngrijorează imediat. Păi de mine, eu, eu nu sunt, eu nu am intenția asta, adică intră în elementul pământ. După aceea e, rămâne trist, se prăbușește dintr-o dată, rămâne tristețe. Pe urmă de teamă, oare ce am zis, oare ce am făcut, oare e așa sau nu așa, intră așa într-un dubiu, se nervează și începe. Și pompează nerv, nerv, nerv și atunci își amplifică iarăși starea respectivă. Dacă omul are foarte mare îngrijorare, se îngrijorează foarte mult. Și o să aici oamenii nu, iarăși, poate ar trebui să traduc îngrijorarea. Cum, domne, să nu te îngrijorezi, nu știi ce înseamnă să ai copil, să te îngrijorezi? Când ai copil, te îngrijorezi. Da? Și când ești copil, te îngrijorezi ca ai părinți. Sau copilul nu e ființă umană? N-are suflet, n-are spirit? Credeți că un copil nu se îngrijorează? Nu mă refer la prunci, nici la stadiul în care nu și-a dezvoltat complet rațiunea încât să înțeleagă lucrurile acestea, dar există o limită de unde începe și chiar și pentru acei copii apare îngrijorarea. Și îngrijorarea. Nu nicio treabă cu a îngriji. Este frumos și natural să îngrijești, să porți de grijă. Îți port grija. A îngriji înseamnă a fi atent, cu alte cuvinte între ghimile, a fi atent la starea de bine a celuilalt. Este cea mai nobilă. Dacă vrei. Uite, din Biblie, Hristos a spus să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Asta înseamnă să ai grijă de cineva. Dar ca să-ți iubești aproapele te iubești pe tine, să te iubești pe tine nu înseamnă să devii egocentric, înseamnă să te cunoști pe tine și deci dacă tu te cunoști pe tine că ești așa foarte agitat ca om și nu iubești asta la tine, nu ai cum să nu reverși așa ceva și pe față de celălalt om. Și una este să porți de grijă unui om, adică să-ți pese de starea de bine, e bine sau nu, a ajuns cu bine la școală sau nu. Asta înseamnă să porți de grijă, și alta este înseamnă să începi să te îngrijorezi. Oamenii încep să se îngrijoreze, de fapt, mă refer vis-a-vis -vis de ceilalți, când nu le acordă credit inteligenței de care dispun ceilalți. Încep să te îngrijorezi când consider că tu ai, că e verbul a avea la pământ, am mai mult cap și minte decât tine. Și pentru că eu am minte, am o vârstă, am că elementul pământ, e avea. Dacă nu mă credeți, vară din nou. Eu am. Am ani, am experiență, am, am ce vrei tu, am cunoaștere, am cursuri, am facultăți, am, am. Și eu încep să mă îngrijorez, de fapt, nu să te mai îngrijesc. Când eu ajung cumva, orică că asta e adevărul, când îmi dau seama că tu n-ai suficient de mult, multă minte pe cât am eu, experiență pe cât am eu, prudență pe cât am eu, atenție pe cât am eu, eu am ceva mai mult decât ai tu, cam asta e ideea. Și când eu am ceva mai mult decât ai tu, se transformă exact în această stare de uh, uh, grijă, că porți de grijă, dar trebuie și instant limita și trece în îngrijorare dacă prin grija ta nu le duci, pe același să-i crești nivelul de inteligență. Dacă e cazul, sunt oameni bolnavi care n ai ce să le faci și ăsta e nivelul și știi că trebuie să îi îngrijești și e normal acolo să începi să te îngrijorezi. Dar când omul este sănătos, să zicem, psihic, emoțional și toate cele, nu îți rămâne decât să îngrijești ca o floare omul, adică să le duci, să-l hrănești cu cunoaștere. Care e verbul a hrăni? Îl hrănesc. N-am încredere. Eu am mai multă minte decât ea sau decât copilul sau decât cineva și îl învăț, îi dau, îl hrănesc cu cunoaștere mea cu tot. Și atunci, din starea de a îngriji, voi rămâne tot în această stare însănătoasă, dar eu voi continua să mă îngrijorez dacă îi fac totul omului. Și aici apar aceste disonanțe și mai scriu unii părinți că uite cum să nu mă îngrijorez pentru copiii mei. Și întreb câți ani au copiii? Au atâta. Bun, sunt sănătoși psihic, fizic și așa. N au, au nevoi speciale sau alte chestiuni. Nu. Păi înseamnă că nu ei hrănit și adică cum? Că le-am dat mâncare. Hrana nu înseamnă doar mâncare, înseamnă să-i hrănești mintea, înseamnă să-l înveți să facă lucruri înseamnă să îi, nu doar să-i pescuiești peștele, ci să învețe să prindă peștele. Înseamnă să-i arăți ce faci tu să facă și celălalt de lângă tine. Asta înseamnă să educi, să hrănești, să-i dai din ce ai și celălalt. Și atunci se transformă îngrijorarea aceea inevitabilă în grija. În grija, în sensul de a-l îngriji, adică așa cum îngrijești o floare, cum îți îngrijești paltonul, la fel de bine poți să îngrijești orice în lumea asta fără să trăiești sentimentul acela de vai de mine. Dar dacă, pentru că așa v-am spus, că e cu dar dacă. Și acel dar dacă pleacă de la ideea că tu nu acorzi, fie, repet, cu motive, suficient de multă rațiune celălalt. Adică știi undeva în sinea ta că nu-l nu duce mintea, nu știe, n-a învățat, e leneș, n-are chef și normal să te îngrijorezi. Uh, pentru că n-ai purtat de grijă când era nevoie, în sensul acesta trebuie privită problema. Aici cu îngrijorarea e foarte greu să scape cineva, la fel ca și cu mânia, dar prin alte exemple o să vă fac, pentru că e cel mai greu pentru omul, din ziua de astăzi, să se oprească din a face ceea ce încă face și de a se debarasa de ceea ce are. Fie când vine vorba de obiecte, de gânduri, de sentimente, fie să se oprească din ceea ce face deja rău, degeaba, inutil, că nu se poate opri. Aici sunt vicii, o să vedem în episoadele următoare. Foarte multe vicii, că mă întreba cineva unde sunt vicile. Vă dau așa un trailer ca să vă fie mai ușor. Aici sunt la lemn, carieră și faimă. Aici e sectorul banii nu, nu banilor al. Prestigiului, al carierei, că am ajuns cineva, funcției, a denumirii, toate aceste uh, chestiuni. Din coace este capitolul dragoste și relații. Când vine vorba de iubire, de dragoste, de relații, vorbim la foc când am să ajung. Despre bani, unde sunt banii, suada? Cum mă întreba cineva, banii sunt aici, și familia aici, între copii, mama, tata, bunicii. Toată familia ta, poate fi familia pe cine ai tu în firma ta, colegii tăi, dacă îi vezi precum familia, dacă acolo petreci foarte mult timp și trăiești în firma ta sau la locul de muncă sau locul de muncă e în casa ta undeva, tot familia ta e. Sănătate și împlinirea unde e? La metal. Spiritualitatea și religia unde o găsim? La apă. Și despre asta o să vorbesc. Alt trailer pentru. Uh, oamenii care așteaptă și altceva, o să vorbim despre fiecare organ în parte, care cum vine și cine pe cine susține. Dar nu neapărat din punct de vedere atât de tare medical, ci vă mai explicat sub o altă formă. O să vorbim despre virtuți, despre păcate alea, o să foarte faine, mie îmi plac la maxim, despre omul diabolic, cum arată, despre omul divin, cum arată despre tipuri de oameni cum arată. Despre ce mai aici diabolic cum v-am arătat, despre ce își doresc oamenii. Și unde găsești ceea ce cauți. Cam astea sunt cel puțin o parte. timp să avem că avem ce vorbi pe ele. Dar voi trece și la acestea. Depinde foarte mult și de feedback-ul vostru, de comentariile voastre, scrieți-mi pentru că citesc mesajele. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi și s-a înțeles. Și aștept să-mi explicați dacă cumva aveți nevoie de adăugiri, de chestiuni pe care nu le-am dus până la bun sfârșit în prelegerile mele. Cu mare drag eu aștept aceste, aceste mesaje de la voi să văd să citești, dacă am omis ceva, să vă spun legat de unul din cele două elemente ca să nu trec la altceva. Da, am spus și asta. Că am doar două idei. Aici eu n-am nimic scris decât evenimentele pe care le-am, că oamenii ce notez pe aici. Aici sunt evenimente, se vede invers. M-am întrebat de pe ce citești, de pe nimic. Mă uit în jurul meu să-mi aduc aminte. Doar astea le am în mintea mea și le expun. Ce m-au mai întrebat oamenii? Așa, legat de alte aspecte organizatorice. A, da. De unde am învățat lucrurile acestea? Din ce carte? În afară de. Vă și spun câte anotimpurile sunt băgate la elemente, oriunde le găsiți, organele, momentele de peste zi, o parte din verbe și emoțiile pozitive și negative, în rest, toate sunt adăugate de mine. Tot ce v-am povestit sunt adăugate de mine, adică sunt lucrate asupra lor. Nu m-a învățat nimeni în teoria celor cinci elemente, doar la capitolul fizionomie m am învățat să văd chipul cineva, întâi prin elemente, dar despre teoria celor cinci elemente, dacă cumva sunt oameni care au învățat mai bine, o spun din punctul acesta de vedere smerită că nu m-a învățat nimeni, dacă cumva consideră că e prea puține informație și ar fi trebuit mai multă, atâta știu, îmi pare rău că nu știu mai mult, dar am învățat singură și pentru cei care văd cât de mult e și de unde le au, am scos toate acestea și mă văd cumva așa, tot același răspuns este am învățat singură, cu o bucurie o spun în sensul acesta, nu cu o mândrie. Adică în fața celor la care știu mai multe decât mine, o spun smerit. Am învățat singură, nu m-a învățat nimeni. Și dacă atâta știu, atâta știu. Și pentru ceilalți, da, singură le-am învățat, nu m-a învățat absolut nimeni. Așa cum vă învăț eu pe voi, pe mine nu m-a învățat nimeni teoria celor cinci elemente. Absolut nimeni a venit să stea să-mi explice așa ceva și am absorbit în timp lucrurile acestea și am comparat mereu și am căutat. Adică tot ce urmează să vă mai spun e lucrarea mea asupra lor, adică am băgat virtuțile eu și păcatele. Asta a fost o muncă foarte minuțioasă. Cum poți, de exemplu, să distrugi desfrâul, răzbunarea și mânia pe care tu o simți ca și păcate la lemn, pentru că un om plin de mânie cade în păcatul mâniei, are chef să se răzbune, sau femei care se răzbună și bărbați aici, și desfrâul, care nu-i văzut doar la nivel de trup, ci și la nivel de gură și emoții. Cum poți să combați? Cum, Cum întorci invers? Folosind de elementul metal în varianta pozitivă. Dacă înveți merenia, poți să combați desfrâul. Dacă ai compasiunea, poți să oprești răzbunarea. Dacă ai credința, poți să pui capăt mâniei de ceea ce v-am povestit eu astăzi. Pentru că aici am lucrat foarte mult la ele, așa, la virtuți, n-am găsit nicăieri. Este munca mea și trebuia neapărat să intre în energia acestei a forței elementului pământ, să cunosc bine virtuțile și păcatele ca să le pot încadra. Și cu mare drag, vi le las și vouă, chiar dacă rămân aici public și nu altfel, pentru toți oamenii am lucrat la astea ca să le aveți și voi, ca să știți să aveți un ghid în viață. Și când am să ajung la virtuți, abia aștept să vorbesc despre ele și despre păcate, fiindcă este un ghid pentru tot omul, pe orice. Planet, pe orice zonă de pe planetă se află. Uite, tu când ești în temerile tale, se trezește în tine păcatul leneviei, al indiferenței și al lașității. În varianta pozitivă, când prinzi îndrăzneală, ai hărnicia, prudența și curajul. Cum distrugi această lenevie, indiferență și lașitate? Prin cumpătare tu strig, poți învinge lenevia. Cum învingi indiferența? Prin generozitate. Cum înving soada la șitatea mea? Prin caritate. Și așa o să vă învăț acolo cum le puteți echilibra, cum vă puteți întoarce la lucrurile bune și frumoase în viață și le vorbesc nu neapărat în sens acela de pedeapsă, rai și iad, ci uh, mai mult vreau să vorbesc așa uman despre ele, să vă explic că atâta timp cât stai în acestea, există și părțile bune, dar nimeni a lucrat asupra lor cum scap de păcatul mândriei sau de aurii. Uite, am ură, am ură în suflet, am invidie și apatie. Cum scap de asta? Păi folosești elementul apă în versiunea pozitivă. Și ce faci ca să scap de asta? Păi ca să scap de invidie trebuie să fii harnic, altfel ar fi că viața ta, în loc să stai invidios, mai bine ești harnic. Cum scapi soada de ură? Dacă înveți prudența. Prudența. Și cum scapi de apatie? Dacă înveți curajul. Stai așa să gândești cum vin asta. Vin. Vi le explic. Sper să am. Am o singură rugăciune foarte importantă înainte să încep un live și acea, mă rog, la Dumnezeu să-mi dezlege limba, să pot vorbi pe limba tuturor. Să ajungă clar pe limba tuturor. Pentru că unei să știi, și puțin să știi, și multe să știi, dar e mare lucru să poți să ai de undeva puterea, așa, să-ți dezlege și cineva limba, să poți vorbi. Cam asta e, ne vedem data viitoare o să anunț pe Facebook când, nu știu când exact intru săptămâna viitoare pentru că e o săptămână foarte plină, mai plină de atât nu știu cum s-au putut aglomera, dar îmi voi face timp să intru, de aceea o să vă rog de luni să intrați la mine pe pagină și pe profil să vedeți dacă am postat și dacă intră luni sau intru marți sau miercuri, nu știu exact când intru sau joi, dar cu siguranță intru și continui seria, nu mă opresc aici, vreau doar să știți că ar fi bine să urmăriți exact postarea, nu vreau să promit și să scriu ca anulez, ora respectivă prefer să aștept să treacă un pic weekendul și să vă cum îmi reorganizez toate lucrurile, să am timp să intru și cu următorul episod. Vă pup și vă doresc o viață minunată, fără nervi și fără teamă, cu îndrăzneală și cu pasiune. V-am pupat! Ciao.